Hai băi copchile, ce faci aici? Că avem de prășu ceapa. Păi fii atent, mămică. Am descoperit o nouă idee de a face bani. Trebuie să investesc în cripto. Și investiții în cripto? Ai cumpărat acțiuni la servicii funerare? Nu, mamă, cum se explică? Cripto e ca și cum ai avea bani din internet. Băi, am auzit eu că fac fetele bani de pe internet, dar nu am știut că și băieții fac tot așa. Nu, mamă, aici îți trebuie serioasă cu tokenuri, cu... Dar și știm și eu, că tot cu tokenuri sunt șașele. Of, deci fii atent, e cu monede, adică... Cum ar veni, tu ai un portofel virtual, știi? Băi, copchile, eu am o vacare raj real, că nu mâncat nic. Hai, dă-i drumul șapte de treabă. Da, bine, hai că mă duc acum la vacă și după aceea mă duc la șapă și după aceea mai am de urmărit la graficile astea. Hai, acum două minute și mă duc. Nu știu, copilul ăsta, adică nu o dai de scripto și ala, se uită numai la niște linii acolo și nu înțelege nic. Zice că sunt indici de creștere și el analizează piața. Piața o analizez eu când mă duc joi în târg. Sunt eu roșii, castraveți. O știi, bă, mică, asta tare multe, dar cum să-i explic eu că am devenit eu trader și că-s pe felii cu astea, bă? Nu știu, dar las. Vedeie când mă îmbogățească. Ha, mă, cofchiule, prășești, tu îți lezi buriana și eu să prășesc în urma ta? Stare, mamă, că acum am treaba aici, că văd că coboară indișii ăsta, cred că o vându cineva mult și s-o destabiliza piața. Păi da, când dau o sapă pe schinare, să vezi tu și te destabilizezi pe tine. Da, cred că odată Elon Musk un tweet. Și tu o dai și ței? Nu, băi, mamă, cum să explic? Ăsta, Elon Musk, e un miliardar care el lansează rachete. Păi când ți-o-i dau o rachetă peste cap, ai început, ai jisat rachete. Stare, mămică, că ăsta e important tare, trebuie să ascult. Ia, mă, să vă știți odată aia acolo. Nu, că e în engleză, nu știi tu. Păi tu știi engleză? Da, bineînțeles că știu. Bine, mă, că știi toate limbile, numai română nu înțelegi când te pun să faci treabă. Lasă, tu zici acum, faci tu mișto, dar când am să fac eu bani din cripto, ai să-mi cer și mie, că eu știu, că eu îl măresc pe buhnici. Apropo de buniși, la cripto, la buniși trebuie să mergem să facem curățenie. Păi mamă, tu cred că nu înțelegi pe și potențial din bogățenie stau eu acum. Băi, eu înțeleg destul de clar, că eu am trei idei. Că înțelegi bine, a fost Caritas, a fost Feneie, a fost Simonica și de fiecare dată oamenii săraci au rămas fără economiile care le-au adunat o viață întreagă. Nu mai mamă, că e altfel acum, cum să explic? Eu după ce fac niște bani din cripto, cumpăr după aia plăci video cu banii ăia și mă apuc să minez, devin miner de cripto și mă duc la București. Băi, eu știu asta între ei. Când numesc minerii la București, nu a fost prea bine. Ei, lasă că nu știi tu, că după aceea fac și NFT-uri, că acolo o să fac banii frumoși. Dar bineînțeles că ești NFT dacă tot ziua stai pe telefon. Băi, mamă, nu știu cum se explică. NFT-ul ăsta e ca un token care reprezintă ceva, o piesă de artă, un tablou, o muzică, orice. Ba bine că nu reprezintă și mâncare. Orice poate să reprezinte, ascultă-mă. Da, băi, hai, ieși și prășești. Bă, și mă nervează, mă, că stă tot ziua pe telefon și cred că așa să fac bani. Pui, mă, și muncește. No, el tot ziua cu telefonul în mână și el se bârti ca un bitcoin într-o caldare. Am Ethereum acum, vând Ethereum și cu banii pe care îi primesc, cumpăr 5 monede mici pe care nu le știe nimeni și care sunt ieftine. Și după aceea explodează 100.000 cu capitalul pe care l-am primit, deja mă bag în imobiliare. Cumpăr 50 de apartamente, îl închiriez și cu banii pe care îi primesc din apartamente, cumpăr alte monede mici ca să cresc piața așa frumos, ca să fie mereu așa un ciclu bun. Gândire de antreprenor. Dar acum e foame și cred că trebuie să mă șerbă mica 5 lei ca să mă duc să cumpăr niște pâine. Să poate ieși ceva de mâncare și niște. Doamne aștept. Da mă, ce ieși de mâncare când e foame? Băi, avem șnițel cu cartofi. Avem pulpă de rață cu pire. Avem ceapă de porc. Zici și vrei câte cele am. Hai, zici ce să-ți aduc. Hai, deja mă duc mai ghindic când fac cu cripto de astea. Șnițel, șnițel cu barabuli vreau, șnițel să-mi aduci. Hai, bine, că acu-ți aduc. Poftim. Și asta e? Mâncare ta. Și mâncare, mă, mică, asta e hârtie. Nu e hârtie, bă, e NFT. Hai, ieși și mănânc. Na, ai vrut bani virtuali și mâncare virtuală. Ieși și mănânc. Am răgăit-o la ca hârtie, dar nu mă deranjează, că până la urmă știi cum e. Banii tot din hârtie sunt făcuți.
cerneală.